cap cu 27 maxim disponibile și iată cum erau poziționate bilele colorate. Poate dacă aș fi comentat în direct acest meci, aș fi spus o formalitate, cu toate că bila albastră nu se afla pe punctul ei, nici bila roz. Oarecum inversate pozițiile. Bila albă rulase prea mult, Allen era obligat să execută lovitura cu mult efect de retur. Prea mult. Nine. Nu știu dacă masa e de vină, Mark. Paul Collier, arbitrul meciului, încă 13 puncte avans pentru Cao Yupeng cu 18 maxim disponibile. Da, ce drept, pare că s-a accelerat ușor după ce a luat contact cu manta, dar e normal. Efectul își face și mai tare simțită prezența. Și reușea un snooker foarte bun, Mark Allen. Excelent snooker. Lovitură de ocolire. Cât de dificilă. Bila albă lipită de mantă. Și Yupeng găsea bila albastră. Dar îi lăsa poziție lui Mark Allen. Allen avea nevoie de toate bilele. Bila neagră pe punct. Prima bila albastră și unghi perfect la bila roz. Da, foarte mult intensitatea loviturii. Cam mult. 11. E grea lovitura acum de pe această parte, în condițiile în care e jucător de mâna stângă. Iată-l cum se întinde și nu și-a prelungitorul scurt de tac. Atacă bila neagră. Unde este bila albă? Unde este bila albă? Mark Allen pierdea meciul. Cao Yupeng 7 frame and the match. Cao Yupeng câștiga astfel meciul. Fantastic. Haideți să vedem, sper să avem și o reluare, pentru că regizorul nu mai avem reluare. Manta pe care a acuzat-o Allen i-a creat surpriza neplăcută. Revenim cu imagini în direct, facem o scurtă pauză și apoi revenim cu un interviu extrem de interesant al septuplului campion mondial.